o să te înscrii la FAI. Viitorul ți-l faci cum vrei tu. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Am revenit în studioul emisiunii. Continuăm dezbaterile electorale, prima ediție din actuala campanie pentru alegerea primarului, Consiliului Local și Consiliului Județean, data de 5 iunie 2016. Dacă în prima parte am avut reprezentanți de la PNL și de la PMP, PSD nu a uzat de timpul pe care l-avea la dispoziție. În partea a doua, dați-mi voie să vi prezint pe cei care sunt în fața dumneavoastră să răspund întrebărilor și să discutăm pe marginea subiectelor care le-am pregătit pentru astăzi. Domnul Petru Preda, candidat din partea ALDE. Bună seara, bine ați venit. Și domnul Dragoș Voinea, candidat din partea UNPR. Bună seara și dumneavoastră, vă spun. Bună seara și bine v-am găsit. Pe același format încercăm să aflăm de la invitații noștri care sunt, care ar trebui să fie activitatea Consiliului Local, ce anume ar trebui să facă consilierii locali și pe parcursul următoarelor 40 de minute să aflăm și dorințele, proiectele pe care le au cei înscriși. Domnul Voinea este încă membru al Consiliului Local. Domnul Petru Preda, cu dumnealui vom începe. O scurtă prezentare și de ce candidați pentru Consiliul Local? Bună seara, Pășcănin. M-ați luat, știi cum așa întrebarea asta, să mai pune cât îi făceai membru de partid la comuniști. Ei, deci, n-am trăit membru, nu, dar poate ce întâmplător, nu face, nu. Bun, hai să vă întreb, de ce vă faceți membru? De ce vreți să fiți membru în Consiliul Local? Păi, eu aici sunt născut și crescut, în urmă cu vreo 60 ceva de ani. Mulțumesc. Aici m-am născut, mulțumesc, aici am crescut, aici m-am format și gândesc că eu am mai candidat și am mai fost, de exemplu, în mandatul trecut a refuzat să fiu, din motive personal, a refuzat să fiu consilier, trecut alții din urmă, n-am lăsat, am dat semnătură. Și acum chiar m-am hotărât, zic, ia să, așa, să încerc pentru să fac ceva pentru bine orașului. Să știi că în ultimii ani Consiliul Local a avut unele probleme, eu știu, nu mă privește lucrul ăsta în mod direct, dar nu pot să nu amintesc că au avut niște necazuri. Și nu știu dacă e bună dreptate, pentru că ei au votat conform legii 215. Dar este cazul să mai primenim și Consiliul Local, să venim oameni care am trăit aici, știm necazurile, știm ceea ce doresc pășcănenii. Bun, ce vă recomandă? Mă recomandă experiența de viață, dacă am fost director la întreprindere câțiva ani, și aici, și la Onești, și am condus întreprinderi chiar de la vârsta de 29 de ani. Nu o spun cu, ca să mă laud. Cunosc Pașcaniu foarte bine, cunosc nevoile și împreună cu ceilalți colegi din Consiliu sper să acționăm în așa fel încât să se simtă că Pașcaniu are un guvern local. Am înțeles. Înainte de a trece la celălalt invitat, în această, în formula de
de la această oră, de la ora 21, trebuia să fie și reprezentantul Partidului Social Românesc, domnul Ioan Ailinca sau un alt reprezentant al partidului. După cum vedeți, deși i-am invitat și dimineață am avut confirmarea că vor fi prezenți, va fi prezent un reprezentant, nu s-a întâmplat acest lucru. Discutăm tot cu reprezentanții ai două partide politice. Domnul Voinea, dumneavoastră sunteți membru în Consiliul Local. Aș vrea să vă întreb acum de ce ar trebui să vă voteze pășcănenii pentru încă un mandat? De ce ar trebui să voteze pășcănenii echipa UNPR? Sunt încă pentru o lună de zile, vom mai prinde bănuiesc o ședință de Consiliu. Inițial nu am mai vrut să candidez și spun și de ce, cu tot regretul. Eu mi-am dorit și am văzut altfel Consiliul Local. În ce sens? În sensul, Consiliul Local trebuie să fie în primul rând vocea cetățenilor și cei tineri, fără experiență ca mine, am căpătat, pot spune, am făcut practica acum 4 ani de zile, din 2012, n-au fost luați în seamă și nu sunt ascultați. Ce m-a determinat? Vă spun sincer că sunt prietenii, familia și cei cunoscuți. Și alt aspect care văd acum că ați publicat listele candidaților la Consiliul Local și de la celelalte partide. Păi n-am primit-o și la dumneavoastră că o publicam. Ați primit-o. Da, am primit-o, da. Ați primit-o, scuze. Da, se acceptă. Văd o însănătoșire a Consiliului Local. Prin viitorii membri vor fi din rândul tinerilor. Oricât am vrea noi, ca să putem schimba ceva, întâi trebuie să plecăm de la mentalitate. Atâta timp cât avem nevoie și de oameni cu experiență, este foarte adevărat. Dar tinerii au o altă viziune. Iar la fel, echipa UNPR este constituită din foarte mulți tineri, tineri cu experiențe fiecare în domeniul lor, care noi suntem convinși că putem face față acestui Consiliu. Dar, oricum, sunt convins că mai târziu vom ajunge și la alte întrebări referitoare de Consiliul Local. Avem nevoie de oameni tineri și oameni care să fie lăsați să își exprime punctul de vedere, viziunile și, totodată, prin consilieri, să se audă în administrația, în UAT Pașcani, vocea oamenilor. Pentru că toți cei 19 consilieri trăim toți în același loc. Fiecare din zone diferite a orașului. Eu sunt convins că domnul primar sau domnul vice nu reușește să vadă toate deficiențele orașului. Dar prin consilieri are posibilitatea și ar trebui puși, și asta sper și sunt ferm convins că se va întâmpla, în mandatul 2016-2020, consilierii locali să fie puși cu adevărat la treabă și ascultați și luați în seamă toate ideile și ideile de proiecte cu care ei vin pe masa sau în fața primarului, a secretarului, să le poată înainta, ajunge pe masa Consiliului și a fi votate. Hai să vorbim puțin cu domnul Preda. Lista ALDE, ce ne oferă din punctul nostru de vedere? Sunt oameni cunoscuți, sunt oameni capabili, sunt oameni cu experiență, pricepuți? Sigur că da, sunt oameni pricepuți, avem profesori, avem învățători, avem funcționari înalt în bancă. Sunt oameni, tot de aici, cunoscuți de dumneavoastră, lucrează în Pașcani, aici trudesc de ani de zile și ne-am străduit, în timpul ăsta scurt cât ne-a permis perioada de la formare până la alegeri, am reușit să facem o echipă puternică, să știți. Faptul că am reușit să acoptăm la conducerea partidului pe domnul Niță Dermidi, care este cunoscut, foarte cunoscut. Știți că a funcționat, a fost director la ITM Iași, a fost director la fabrica de sculi, încă mai este director la fabrica de sculi și la lichidator. A reușit să strângă în jurul o echipă bună. Și indiferent de cine va câștiga alegeri, noi clar că ne trudim pentru așa ceva, să știți că nu va fi ușor cu oamenii noștri din Consiliu. Pentru că sunt oameni cu experiență, sunt oameni cunoscuți și legea 215/2001 spune clar acolo, nu? Suntem aleși în mod direct, în mod secret, nu suntem supuși nimănui decât legilor în vigoare. Noi nu suntem
la mâna nimănui, nici a primarului, nici a... Suntem Consiliul Local ales în mod liber, direct și răspundem pentru ceea ce facem. Aș vrea să aflu de la dumneavoastră, înainte de a trece la ceea ce ar trebui să fie Consiliul Local, să reprezinte el și ce trebuie să facă în perioada următoare, aș vrea să aflu de la dumneavoastră care au fost problemele cu care s-a confruntat actualul Consiliul Local. Nu neapărat cele penale, cele de organizator. Care au fost problemele de funcționare ale actualului Consiliu Local, care se își încheie mandatul pe, după alegerile din 5 iunie? Au avut probleme. Nu numai acum, nu numai mandatul ăsta, chiar și din urmă ne amintim că nu s-a făcut mari lucruri în ultimii 26 de ani, dacă vreți să-i luăm 27 de acum înainte. Corect. Nu-i așa? Noi care trăim aici, am crescut și ne lovim tot timpul de toate necazurile astea, luând de la străzi, de unde la... Dar cele mai mari probleme, Consiliul Local, cred că le-a avut, contrar promisiunilor, prin faptul că n-au reușit să facă ceva, un parc industrial. N-au reușit să facă noi locuri de muncă. Suferim foarte mult în Pașcani și economia orașului suferă pe această direcție, pentru că nu s-au reușit, nu s-a făcut absolut nimic în direcția asta. Și aici nu putem da vina pe primărie. Consiliul Local este răspunzător de așa ceva, că este forul care hotărârile sale locale, odată ce sunt validate de prefectură, devin legi locale. Din moment ce nu s-au găsit, eu știu, hotărârile sunt puse în aplicare de către primar. De către primar, sigur, spus. Primarul este cel care pune în aplicații hotărârile locale care sunt rămas valide de la prefectură, că astea se duc în plăi și le validează sau nu prefectura și el trebuie să le pună în aplicare. Dacă Consiliul Local nu-și fac treburile, dacă consilierii nu-și fac treburile, avem numai noi de suferit. Mă refer la componența actualului Consiliul Local și primarul Dumitru Pandaze, a existat vreo diferență în punctul nostru de vedere? Pe alocuri a existat diferență. Dar, eu știu, poate când partidul altfel se discută la ei, când noi, din punct de vedere al interesului public, nu suntem mulțumiți de funcționarea Consiliului Local. Nu suntem mulțumiți. S-au făcut niște eforturi, drept, dar în toți acești ani, având în vedere că o perioadă numai de 4 ani PSD-ul a fost la conducere, se puteau face mult mai multe lucruri. Se puteau face mult mai multe lucruri. În ce sens? Sensul de a... Ce ar fi trebuit să se întâmple? Asta vreau să înțeleg. Se puteau face multe lucruri. Dar în alte campanii am auzit varianta că se puteau opune cei care au condus Pașcaniul la dezastrul care s-a produs prin închiderea fabricilor și uzinelor. Acum eu vreau să vă întreb. Ce? Despre ce este vorba? Cred că e târziu să vorbim acum. Dar nu, așa este. Nu vorbim despre se asta. Se putea mult mai mult. De exemplu, putea foarte bine să evite închiderea fabricii de zahăr. Cel puțin, în ultimii momente. Că mi-amintesc când a fost fostul prim-ministru Adrian Năstase aici, chiar am discutat cu el. L-am abordat și a promis că fabrica de zahăr nu va muri. După câteva luni, numai bine au băgat în faliment, deși se știa că căzând și fabrica de zahăr la Pașcani, din cele 32 câte au fost în România, căzând, suntem obligați, statul român, să importăm zahăr. Și așa am ajuns. În țară mai sunt o căzut și fabrica de la Bucegea și mai sunt 5 fabrici de zahăr în țară. Cumpărăm masiv zahăr din străinătate și nu știm calitatea, că tot se vorbește tot mai mult că zahărul alb e cancerigen și așa este. Nu am fost în stare să ne țin nici măcar fabrica de zahăr. Bun, hai să discutăm despre Consiliul Local, că asta e tema din această seară. Domnul Voinea, spunea domnul Preda de un parc industrial, adică a identificat una din problemele care nu le-a pus în aplicare Consiliul Local actual, un parc industrial care să fi deservit oamenilor de afaceri, mediului de afaceri. Da, am mai auzit și la alți candidați din o zonă industrială, un parc industrial unde să cooptăm mediul, oamenii de afaceri, societățile naționale, internaționale. Dar să putem crea, întâi ar trebui un parc industrial, presupune o suprafață destul de mare. În momentul de față,
în primărie nu știu dacă este o hartă a terenurilor unde să zicem mâine dacă vine un mare investitor și are nevoie de o suprafață legată foarte mare, nu știu dacă o poate oferi primăria. Este foarte bine să avem investitori, dar și investitorii ăștia, odată că ei trebuie să căutați, în al doilea rând, tu ca și Pașcani, ce poți oferi? În primul rând, eu ar trebui identificat inclusiv valorile din Pașcani. Mă refer mâna de lucru, oamenii, domeniile în care au terminat școlile. Noi avem idei câți tineri, pe ce specialități sunt, la ce putem folosi sau ce le putem oferi. Eu vă spun, știu o speță din afară în care, printr-un schimb de experiențe între primării, s-au dus, exact, au identificat o zonă în care era vorba de, am un lapsus, cum e și la noi la depou, roți zimțate, se făcea strugărie. Da? S-au dus, au trimis de la primăria din Ungaria în primăria din Italia, s-au întâlnit un oameni de afaceri dornici de a-și dezvolta business-ul în altă parte unde și diferența de costuri sunt mai mici. Bun, hai să continuăm cu problemele cu care le-am avut în această perioadă. Le-am avut și le are și sperăm să nu mai fie. Prima mare problemă pe care eu am văzut-o a fost cea lipsa de comunicare. Nu de puține ori, știți foarte bine și nu ascund faptul că inclusiv multe hârtii care trebuiau să ajungă în atenția Consiliului Local nu ajungeau. Care erau pretextul sau de multe ori aflam din presă. Cei care nu erau la putere, pentru că știm foarte bine, PSD-ul are majoritate în Consiliu și poate trece orice proiect. Opoziția, care eram noi, oricât am fi încercat, nu puteam opri un proiect. Ce a ținut și când s-a putut, s-a făcut. Dar dacă vă aduceți aminte, cu fostul meu coleg, prietenul meu, Danu Ioan, în 2014, la propunerea pe buget și pe asta, am venit și noi cu niște propuneri, idei pentru oraș. Gen, să încercăm de a atrage fond european pentru o sală de sport în zona Vale la Mihai Busuioc, singura școală care nu are. Parcul fotovoltaic de care zicea, pe care a și făcut proiect Danu Ioan. Cantina și multe. Le știți sau dumneavoastră le cunoașteți. Dar nu au fost niciodată luat în seamă cu propunerile care vineam noi. Și de multe ori la discuții spuneam, bă, eu nu vreau să apar acolo Dragoș Voinea sau UNEPR sau ce partid era. Să fie făcut ceva, pentru că eu am identificat lipsa asta. Bun, nu sunt bani, vine cu de unde finanțare, de unde? Proiect european. Păi, să-l faci. N-avem în primărie compartiment care se ocupe de fondurile europene, de atragere, toți, nu vedeți, și Iașu, Romanul, Bacău, toți atrag fondurile europene, ca să nu mai zic problema cu ștrandul, care o știți foarte bine că se dă drumul la ștrand în septembrie, când degeaba dă drumul, nu s-a rezolvat. Bun, ironic spus, nu s-a rezolvat nici până acum, ce facem? Acușa trebuie, conform regulamentului, ar trebui dat drumul la ștrand, nu? Bun. Credeți că este timp? Nu mă întrebați pe mine, cum asta sunteți cei care trebuie să vă spun. Vă spun, eu dau răspunsul. Dar atâta timp, de asta îmi doresc ca viitorul Consiliu Local să fie un consiliu echilibrat. Și cetățenii, că până la urmă, PSD-ul a ajuns datorită cetățenilor acolo. Cu majoritate în Consiliu. Le-a dat votul de încredere, acum fiecare cetățean are dreptul de a alege pe cine votează, dar cred că ar trebui o leacă mai rațional, Consiliul Local să ajungă într-un echilibru și o balanță. Din multe ori, știți foarte bine, opoziția, până la urmă, ce face? Corectează derapajele puterii. Dacă opoziția nu este și nu avem cum să controlăm sau să împiedicăm, nu mai spunem din problema apa vital și tot ce s-a creat și ce a fost și ce va fi. Bun. Hai să-l ascultăm și pe domnul Preda. Îl ascultăm că...
Spunea domnul Voinea că o problemă de comunicare a avut actualul Consiliu Local și administrația locală în acești 4 ani. Sunteți de aceeași părere? Da, da, sunt de aceeași părere. Dar vreau să completez mai întâi cu parcul industrial. Mă refeream nu la și construcții. Noi trebuie să identificăm primăria, trebuie să identifice un teren ce aparține primăriei și ăla trebuie dotat absolut cu toate cele necesare funcționării. Dacă are apă, are tras curent, gaze și canalizare, acolo se poate face să vină să construiască, mă refer în sensul ăsta, aici mă refer eu, un afacerist, și vor veni, pentru că noi suntem la intersecții de drumuri și de căi ferate. Suntem nod de cale ferată, suntem nod de drumurile europene, mai avem câțiva kilometri până la Mosca. Trebuie să identificăm, trebuie să găsim. Eu cred că trebuie găsit o suprafață de teren. Acum să o cumpere primăria. Sau să o cumpere primăria. Primăria Pașcan, la momentul de față, am văzut documente oficiale și nu este niciun secret acest lucru, are un deficit de vreo 800 de hectare de teren, pe care îl cere de la ADS. ADS-ul, la un moment dat, dacă țineți minte, a pus niște cetățeni în posesie pe la Costești. Nici terenul de la Costești nu mai este sigur pentru cetățenii din Pașcani. Păi noi dacă avem deficit 800 de hectare, ne punem problema identificării unei suprafețe pentru parc industrial, că lucrurile trebuie să pornească de la o etapă clară. Adică eu nu vreau în discuția din această seară să lansăm promisiuni care nu se pot onora. Adică cer, dacă nu avem teren, ce facem? De unde îl luăm? Categoric îl cumpără primăria. Consiliul local trebuie să fie și este pregătit, sunt sigur, indiferent cine va ajunge în Consiliul local, trebuie să voteze în folosul orașului, nu? Cum în alte orașe sau în toate orașele din nordul Moldovei funcționează târgurile lunare, știi, toate, sau săptămânare. Ori Pașcaniu am avut un târg de așa fel, de așa mânatură și a dispărut târgul. Și terenul, din câte știu eu, cel aproape de linii pe la spălătoria de la CFR, e liber. Ca să identificăm, sau fostul CAP, Vatra Pașcani, unde sunt câteva hale și nimeni nu funcționează acolo decât o firmă sau două mărunte. Se pot găsi terenul și se pot cumpăra. Și eu aș vrea să vă întreb asta în această perioadă. Ca cetățean la municipiului, v-ați simțit reprezentat de Consiliul Local? În bună măsură, eu știu, într-o proporție așa, oarecare, putem spune că în ultimii ani s-a făcut ceva în oraș, mult mai mult decât s-a făcut în anii din urmă. Dar se puteau face mult mai multe și se pot face mult mai multe. Categoric. Și Consiliul trebuie primenit, trebuie să existe opoziții, că altfel nu mai discutăm de politică decât dintr-un singur sens al partidului stat. Și nu este bine, așa nu se mai poate, nu se poate lucra în sensul ăsta și după cum se vede, nu funcționează la parametri normale un consiliu local așa. Bun, știți că de foarte multe ori politicienii folosesc au o vorba lor. Hai după alegeri să ne dăm mâna să ne apucăm de treabă. După cum se vede, politicienii noștri ce au adus în Pașcani? Ce au făcut ei? Nu, asta e vorba. Da, asta e vorba, da. Dar dacă ar fi așa, își mai are loc politicul? Păi, dar n-ar mai exista opoziție. N-ar mai exista opoziție. Atunci tot așa s-o ținim. Și ar fi bine dacă s-ar înțelege Consiliul Local. Da. Ar fi bine în primul și în primul rând dacă Consiliul Local și-ar desfășura activitatea așa cum trebuie să o facă. Iar cel care conduce municipiul să respecte Consiliul Local. Atunci nu mai vorbim de Consiliul Local, că doar Consiliul Local nu este subordonat primarul în niciun caz. Nicăieri nu scrie în legea 215 Consiliul Local este vasalul primarului. În niciun caz nu poate fi așa. Atunci ce facem? Ajungem la primul secretar din vechiul Partid Comunist, nu? Păi, dar la momentul de față așa s-a întâmplat, domnul, că o majoritate în Consiliul Local care aparține un anumit partid a dus la puterea de plină a primarului. Și în Consiliul Local și în Guvern. Asta e nenorocirea românilor. Ei sunt cei care sunt chemați să judece. Și ar trebui să gândească la lucrul ăsta. Foarte serios. Suntem în 2016, a trecut atâția ani de la... Și nu s-a rezolvat nimica. Funcționează, conduce același partid stat, celălalt partid liberale, după cum s-a văzut nicio opoziție, au sărit în brațele lor an la rând, s-au ținut așa, strâns legat într-o dragoste eternă aproape. A venit timpul ca anul ăsta să rupă. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Se voteze cetățenii după conștiința, după propria conștiință, să țină cont de faptul că
mai sunt și alte partide care pot veni cu energie, cu forță și cu idei mult mai bune decât ceea ce a fost în trecut. Bun. Legat de partea de comunicare, actualul Consiliu Local a comunicat cu cetățenii? A ținut cont de opinia, de părerile oamenilor? Domnul Plenă, vă rog. N-a comunicat. Eu n-am văzut în niciun partid ca un consilier să aibă un birou sau undeva unde să se ducă cetățeanul să stea de vorbă. Să se plângă cu el, indiferent din opoziție sau nici nu mai spun ce ăștia de la putere. Greșiți, domnul Prelă, aici o să vă Noi, când eram PPD... Trebuie publicat, trebuie să știe omul unde se ducă, să spună de cazul OF-ul. Măcar să fie ascultat de consilier. Bun, și acest loc al consilierului local, unde trebuie să fie? În primărie sau în afara primăriei? Nu. Trebuie găsit, am să vă spun un lucru. Firesc ar fi să fie în afara primăriei, dar cum suntem săraci și nu avem forța necesară, n-ar fi rău ca, eu știu, să găsească niște spații cum se pot găsi, și fiecare partid să-și facă un birou pentru așa ceva. În centrul orașului și în primăria veche, să asigure. Dar de ce nu în primăria nouă? Da, în primăria nouă, dar palatul care sigur, bate vântul. Categoric, trebuie să asigure. Primăria poate foarte bine să asigure așa ceva. Să funcționeze cu adevărat Consiliul Local. Și îi va fi mult mai bine și funcționarilor primarului și toți cei care conduc primăria. Mult mai bine le va fi dacă vine consilierul, indiferent din ce partid, și spune, domnule, eu am un numărătoare aprobat, nici nu mi-a semnat la tot cu tare cetățean sau n-are importanță. Bun, hai să vedem ce facem, dar să asigure așa ceva. S-au făcut audiențe la, s-au ținut audiențe la primăria Pașcani în ultimii 2 ani. Și PNL-ul și PSD-ul, nu știu câți dintre ei s-au mai ținut de cuvânt, dar s-au ținut audiențe. Eu vreau să vă întreb altceva. Practic, dacă partidele politice care sunt în Consiliul Local ar avea un loc, un birou în cadrul primăriei, câți dintre consilierii care intră în Consiliul Local ar veni să-și petreacă 3-4 ore acolo? Să stea să se analizeze o problemă, să găsească soluție cu funcționarii. Credeți dumneavoastră că e posibil așa ceva? Să avem consilieri care vor veni la muncă? E benevol acolo. Ei vin acum și sunt plătiți pentru ședințele ordinare, extraordinare și cele de comisii. Ar fi bine să fie așa, să acorde spațiile astea. Chiar dar vedeți consilieri care să vină să stea să-și piardă timpul acolo? Să... Păi nu se poate să nu vină. Atunci cetățenii îl pedepsesc, nu-i așa? Dar nu însuși partidul lui care, din care face parte. Cum? Își desemnează consilierul local să ducă să țină audiențe anunțate prin mass media, prin televiziunea locală, că sunt două televiziuni, cum să nu țină dacă are spațiu și este bine intenționat și vrea să muncească pentru orașul ăsta. Bun, asta ar fi o premieră. Categoric ar fi o premieră, dar nu e bun, dar trebuie să se întâmple. Consilierii să fie la muncă și în afara științelor de consiliu local. Păi, dar să nu uite că ei sunt exponenții celor care l-au ales. Atunci ce să mai vorbim? Prezidiu sau ședință ca să iei niște bani odată pe lună? Am nu înțeles. Se poate așa ceva. Hai să-l ascultăm și pe domnul Voinea. Credeți dumneavoastră că avea parte de viitor consilier local care să vină să-și petreacă timpul pentru a studia problemele? Eu cred că e indicat a fi inclusiv și ziua de audiență a primarului să fie însoțită și de consilier local. De ce? Pentru că în mare parte cetățenii sunt învățați, mă duc la primar să rezolv. La audiențele cu primarul. Noi cât am avut un spațiu în care făcusem un program de audiențe, vă spun că au fost cetățeni care din curiozitate au intrat, discutând problema lor, au zis, bă, v-aș ruga, vin, vă spun, dar nu aveți voi nicio putere. Sunteți doi, ce puteți face? Și atunci merg către primar și cel care are putere în primărie. Cum legislativul ăsta 2012-2016 PSD-ul a avut toate frâile. Și ăsta este motivul pentru care noi la un moment dat l-am și desființat. Audiențele le facem între cunoscuți, vecini, oameni de pe stradă cu care ne întâlnim și cu care discutăm. Dar acea sală din primărie și un program făcut la care să fie consilier este foarte binevenit. Și v-am spus,
inclusiv când are primarul audiență să fie și consilier. Ce treabă are? De ce să fie consilierul la audiențele primarului? Ca să înțeleagă oamenii. Nu, ca să înțeleagă de ce, pentru că majoritatea oamenilor... Și eu inclusiv. Majoritatea oamenilor când au o problemă clar se duc în audiență la primar, nu la consiliul local. Toată lumea, dacă întrebați pe stradă cine are putere sau cine poate decide o problemă dacă se poate rezolva sau nu, consiliul local sau primarul, o să vedeți că primarul. Majoritatea oamenilor așa, cel puțin eu din cei cu care m-am întâlnit și am discutat, asta este opinia lor. Da, ceea ce spunea domnul Preda și spuneți dumneavoastră, au adus în discuție inclusiv ceilalți candidați pentru Consiliul Local care au fost în prima parte a emisiunii. Doamna Crăciun spunea la fel, să se întâlnească consilierii și să discute pe marginea problemelor, nu doar atunci când au devenit la ședințe. E normal să fie consilierii și să aibă cunoștință de problemele cetățenilor. Prin audienții, prin toate adresele care vin și înștiințările și cererile care vin, care nu mai spunem de acea comisie care a fost promisă de rezolvarea concesiunilor și nu s-a mai făcut niciodată. Consilierii ar trebui puși la treabă, dar să poată fi și ei ascultați, să aibă un cuvânt de spus în Consiliu și dacă te duci cu două, trei proiecte și niciodată nu ești luat în seamă că nu ești acolo, la un moment dat ești descurajat. Iar cum zicea domnul colegul că te duci acolo să încasezi banii pe ședință, credeți-mă, știți foarte bine cât este o indemnizație de consilier. Nu cred că nimeni din consilier tind să ajungă acolo pentru acea indemnizație. Da, mai mult de atât, până la urmă, cei care vin acolo nu trebuie să fie nici mari oameni de afaceri, nici mari doctori, trebuie să fie oameni. Oameni care să își dorească binele orașului în care stau. Dar nici nu am văzut consilier local care să-și doneze indemnizația. Da, că o donează, nu contează cazul. Nu, și când a fost puține, da. Inclusiv, dacă vă aduceți aminte, când s-a solicitat donația indemnizației să plătească, nu știu, premii la elevi, sau, au fost toți de acord. Și ce s-a întâmplat? Da, eu nu mai am luat indemnizația pentru că am donat-o. Când domnul primar sau domnul vice, nu știu care, se discuta, nu știu la cine a venit ideea că suma propusă din buget era prea mică, cel a spus, donați-vă indemnizații. Și atunci toți am fost de acord și le-am donat. Bun. Deci nu ar fi o problemă, inclusiv ca în fiecare lună, să spunem, domnule, cât s-a donat din indemnizația consiliului? Atât. Vreo 100 de milioane. 100 de milioane, bun. Aia, în fiecare lună, de 100 de milioane facem asta, asta și cu asta. Da, care e problema? Dar... Să revin la partea de comunicare. A comunicat actualul Consiliul Local cu cetățenii? Mă întrebați pe mine. Da. Da. Consiliul Local, știți foarte bine că este împărțit. Cel puțin în două părți. Dacă îl întrebați individual, cred că fiecare a comunicat cât a putut. Să nu uităm ședințele când veneau cetățenii cu foi, cu problemele lor, că să votăm sau să nu votăm până la urmă și votul consilierilor este modul prin care răspunde comunicării cu cetățenii, nu? Dacă vezi 200 de oameni în fața primăriei care spun, domnule, eu nu mai vreau, nu am vrut deloc să aduc în subiect apa vitală, pentru că de acum nu aș vrea să creadă cineva, domnule, gata, te legi de apa vitală, că ai să prinzi două voturi la ăla sau la ăla. Nu! Dar consider că odată ce ai un număr de oameni care sunt nemulțumiți și inclusiv și la mine în scară și la, nu știu, la mai mult. Îți exprim modul de cum comunici cetățenii și prin vot. Da, rog colegul să ne arate imaginile și le comentăm. Pe timp ce ne vedem niște imagini, comentăm pe mai departe. Hai să spunem că nu discutăm despre situația cu apa vitală, dar discutăm despre modul în care au fost înțeleși oamenii și cum au fost respectați atunci când a venit vorba de anumite subiecte. Fie că sunt arzătoare sau mai puțin arzătoare. Ceea ce avem în imagini sunt lucruri care s-au întâmplat în această perioadă. O să vedeți imediat cetățeni care sunt împinși, bruscați. Uite, se merge cu agenții de pază la debranșat blocurile care n-au încheiate contracte așa cum a vrut operatorul.
Mai încolo să vedeți imediat imagini cu cetățeni care au vrut să participe la ședințe de Consiliu Local și sunt împinși de polițiștii locali. Cât e vina poliției locale, nu știm, dar asta au fost ordinele pe care le-au primit și a trebuit să se supună. Astea sunt imagini care, cu care ne-am întâlnit în acești ani. Pe lângă celelalte care s-au întâmplat în Pașcani, dar vorbim de comunicare, despre de modul în care a înțeles primăria și Consiliul Local să fie aproape de cetățean, să discute cu cetățeanul. Uitați imagine. Le știu, le-am trăit și am fost acolo. Dar aduceți-vă aminte la una din ședințe când s-a spus să voteze, să rămână doar trei oameni în sală dintre cetățeni. Și ăsta e atributul Consiliului Local? Păi nu, dar bănuiesc că ați fost atent și la cum s-a votat, nu? Atâta timp. De asta spuneam că în Consiliul Local trebuie obligatoriu un echilibru. Pentru că o să fim, ajungem și cum am ajuns și cum suntem, să fim conduși numai de un singur om sau un singur... Până la urmă nu contează partidul. Contează să fii om și să fii... Până la urmă, dar știți cum? Ți-i și frică de cetățeni dacă îi bruschezi, nu îi lași să intre. Până la urmă îi trebuie. Așa scrie și lei, că ședințele sunt publice, nu? Am înțeles. Haideți să aflăm și opinia domnului Preda. Ce vă spun imaginile care le-ați văzut? Pe ce să-mi spună? Știm cu toții că Aba Vitar a intrat, așa se spune, putem spune chiar că a intrat în forță în Pașcani și modul cum au procedat și au... Nu vreau strict să, sincer, nu vreau să ne legăm neapărat de Aba Vitar. Nu. De ce de imagine cum azi, cu cetățenii care s-au dus cu firmă de pas de branșeze, s-au dus la primărie bruscați. Asta este comunicarea Consiliului Local cu cetățeanul? Nu, în niciun caz. Spuneam adineaori că colegul meu trebuie să înțeleagă că cetățenii, în general, sunt nemulțumiți. Apa Vitală a creat, este, de fapt, o problemă a fost în Pașcani. Și modul cum au fost bruscați și nu au fost lăsați să-și exprime, eu știu, doleanțele lor, sau nu au fost ascultați. Se putea proceda cu totul altfel. Oamenii trebuiau invitați într-o sală să discute cu Consiliul Local și Consiliul Local să-i impună conducerii primăriei voința oamenilor, că ei sunt aleși de oameni. Intervin. Au fost ședințe când s-a mutat, să spunem, întâlnirea din sala de Consiliu, s-a mutat într-o sală mai mare. Dar când nu s-a dorit, nu s-a dorit. Da. Omul a trebuit bruscat și împins și ținut la ușă în și umilit și... Sper să nu se mai întâmple vreodată nicio împrejurare. Și cetățenii este drept că trebuie să se manifeste în mod... Dar n-a spart nimeni niciun geam, n-a avut nicio clanță la ușă, n-a făcut nimic. Că am fost, am asistat și ei trebuie, eu știu, sau puteau să-și delege câțiva reprezentanți din cei care... Și aveau dreptate mai toți. Nu poți să vii să oprești apa la un bloc. Că nimeni nu are voie. Nimeni nu are voie să facă așa ceva. Da? Au lucrat la intimidare, s-au impus, eu știu, nu știm de ce și cum de și-au permis să facă așa ceva. Și s-a văzut ce a ieșit. Normal că cetățeanul este nemulțumit. Da. Cetățenii când au venit în Consiliul Local, dacă ați urmărit emisiunile, ședințele de Consiliul Local, întotdeauna au avut 2-3 oameni care au fost purtătorii de cuvânt. Asta e lucru bun. Și cam aceleași persoane au ridicat problemele. Sau Consiliul Local s-a întâlnit cu oamenii, dar cum a zis și domnul Marius Parteni, când cineva a vrut să taie această întâlnire, s-a tăiat. Când a fost vorba de referendum privind minunata apă, până la urmă era o treabă să întrebăm cetățenii, nu? Chiar dacă vor, asta ziceam de echilibru în Consiliu, vor 4 oameni, da. Dacă ceilalți 16, 15 nu vor, ce poți să faci? Nu. Eu merg liniștit pe stradă și nu-mi reproșează nimeni. În mare parte, cel puțin în privința aia, dar nu mai discutăm. Deci noi vorbeam despre activitatea Consiliului Local și despre cum poate Consiliul Local corecta asta în situația mai mare generală. Nu mai prin echilibru în Consiliul Local. Dar hai să punem situația cu referendumul, dacă tot ați adus discuția cu referendumul. Hai să punem referendumul din 2014, când a fost propus înainte de campania pentru prezidențială, cu cel pe care l-ați propus acum pe 5 iunie, nu v-a contrazis nimeni pentru altă zi, mai înainte sau după. Dar cum poate fi privit acest referendum și unde a fost Consiliul Local între cele două inițiative? Referendum în 2014 propus de PSD, referendum în 2016 propus de PNL. Consiliul Local unde s-a situat? Că nu prea am văzut ca
tocmai legislativul să fie cel care decide dacă se face sau nu se face. A fost mai degrabă o voință din exterior. Adică în 2014, probabil, dacă se bătea moneda, cred că se mergea până la capăt, dar s-a demonstrat că... În 2014, propunerea de referendum a fost pur politică, iar în 2016, când noi am propus referendumul, cei 7 inițiatori, da, l-am propus și în momentul în care vrei să organizezi un referendum, necesită și niște costuri, care ar trebui să fie pe presiunea bugetului local. Data de 5 nu presupunea niciun cost. Ăsta a fost motivul. Și presiunea nu a fost din exterior, aveți dreptate, mă scuzați, a fost din exterior, din partea oamenilor. Pentru că, până la urmă, oamenii așa au spus, noi v-am trimis acolo și dacă noi vrem să inițiați un proiect sau noi asta vrem, să fim consultați, da sau nu, pentru că, până la urmă, și orașul ăsta e împărțit în mai multe și pro și contra. Dar, până la urmă, trebuie să nu ne putem lua după un om care zice că e bine așa sau nu e bine așa. Trebuie să ne luăm după toți oamenii. Da, ați văzut că între timp societatea civilă, îi dăm cuvântul domnului Preda, societatea civilă în general și în Pașcan și în Iași și peste tot a început să fie un vector, să spunem așa, important pentru partidele politice. Toți fac apel la societatea civilă. Asta este un lucru bun că se implică. Nu, nu, stați-o leac să vedem dacă se întâmplă așa. Toți vedem acum în mesajele transmise de politicieni că sunt atenți la societatea civilă și promit că vor face și vor lua decizii doar cu cetățenii și împreună cu oamenii în viitor. Credeți așa ceva posibil? Domnul Preda. Ar fi de dorit. Ar fi de dorit, da. Se pare că în Pașcan la noi n-a funcționat. Și categoric societatea civilă, odată ce se exprimă, eu știu, nemulțumirile față de politica locală a Consiliului, trebuie luat în calcul așa ceva. Dar fac o aici așa o mare, cu durere, așa că societatea civilă în Pașcan există, eu știu, într-o proporție foarte mică. Bun, dar asta se datorează și celor care conduc. Categoric. Pentru că atunci când a început să miște societatea civilă, a fost din prima privită de către primar și de către ceilalți, drept o masă de manipulare. Că acționează politic, că acționează pentru un candidat, că acționează împotriva altuia. Nu a fost privit Moțatu, Popa, Radu ca simpli cetățeni, ca drept dovadă că nu-i vedem pe oamenii ăștia pe niciun partid politic acum la alegerile locale. Au rămas tot acolo, în societatea civilă și nu i-au interesat politica. Poate au și ei afinitățile lor și este normal. Dar nu au intrat în partide. Nu fac, să spunem, lucruri care au fost greșit anticipate în trecut de cei care conduc. La urma urmei și societatea civilă, dacă se observă că nu au succes așa, denumindu-se, autodenumind societate civilă, cred, părerea mea este că era bine să se unească într-un subsigla unui partid nou. Și atunci, cred că aveau mai multă forță, sigur de lucrul ăsta. Adică... Și având continuitate în mai multe acțiuni, nu? Punând presiune și pe Consiliu și pe primărie. Trebuie să existe societate civilă. Categorii trebuie să existe. Că ei hotărăsc, de fapt, cetățenii acestui oraș, ei hotărăsc, de fapt, soarta orașului prin ceea ce aleg. Și atunci, ei, dacă se simt nereprezentați în Consiliu, trebuie să acționeze. Nu cu brutalitate, nu cu... Dar nu mai aduceți cuvintele astea în discuție, că n-a fost caz. Nu, n-a fost caz. Nu cu asta, nu. Brutalitatea mai degrabă... S-a acționat în forță, pic am greșit, am exagerat. Brutalitatea cred că poate fi privită din celălalt punct de vedere. În sensul că au venit în fața oamenilor cu agenți de pază și asta, mai ales în cartierul micro când au mers atunci, a fost oarecum ostentativ. Gândiți-vă că acolo sunt foarte multe persoane care pot reacționa într-un anumit mod. Nu, am exagerat, eu ți-am zis că nu cer scuze. Nu. Da. Și ați văzut în tot acest timp oamenii care au fost pilonii societății civile și cei care au susținut inițiativa societății civile s-au trezit cu plângeri la parchet că au semnat în fals pentru nu știu ce documente. Cam aici s-au dus lucrurile. Deja au mers prea departe, au degenerat și nu-i lucru bun absolut deloc. Cetățeanul are dreptate, întotdeauna are dreptate. Întotdeauna în ceea ce privește viața lui cotidiană, viața lui
acolo unde locuiește, acolo unde muncește, întotdeauna are dreptate cetățeanul, că el de fapt își vrea binele lui. Și trebuie să-l ceară. De la cine să-l ceară? De la cei care conduc. Cei care conduc, după cum spunea și colegul, sunt cei din Consiliul Local, primăria, conducerea toată. Și atunci dacă noi îi respingem... Conduc pe banii lor, a cetățenilor, da. Nu... Da, așa este, banii cetățenilor. Și atunci au dreptate, eu ce am spus, au întotdeauna au dreptate. Bun, aș vrea să vă întreb dacă candidații pe care dumneavoastră îi susțineți vor ajunge la primărie, vor ajunge primari. Cât timp trebuie să muncească într-o zi în interesul cetățeanului? Din 24 de ore, cât trebuie să aloce primărie? Un primar nu are muncă normată. Dacă a acceptat așa ceva și își dorește, nu are muncă normată. Poate să doarmă, eu știu, 7-8 ore și restul să acționeze pentru că Pașcanul e rămas în urmă mult de tot. Să ne amintim că s-a făcut ceva în anul ăștia, s-a turnat asfalt, s-a făcut astea, dar să nu uităm că mai avem uliți în Pașcani. Dacă ne uităm în vatră pe partea stângă, ieșind din oraș prin Roma, sunt vreo 3 uliți care n-au apă, n-au canalizare și nu-s nici petruite măcar, nu-s pavate. La fel și în Fântânele. Să nu mai spun Marli cartier, cum spunem noi, dar lasul cartierul de pe aerodrom. Că s-a făcut după ureche, fiecare și-a construit casa după cum a vrut. Nu mai spun că mai sunt construite pe terenul primăriei câteva sute de garaje, care de fapt jumate din ele nici nu mai sunt garaje. Dacă am face, o verificare, să vedeți că sunt magazii sau cotețe. Pur și simplu magazii de vechituri. Bun. Când veți reglementa activitatea primarului în Pașcani? Chiar dacă legea este cea care o reglementează, dar totuși la Pașcani am avut parte de un primar care a lucrat la frecvență redusă. Cel puțin prezența dumnealui la serviciu. Și nu o spun doar eu, au spus-o și cetățenii din atâtea ori, cei care l-au așteptat cu orele la primărie. Tot Consiliul Local trebuie să facă și acest lucru. Categorie, Consiliul Local de fapt conduce comunitatea care l-a ales. Și normal atunci să ceară primarului, ales, reales sau care a fi primarul orașului, să ceară să respecte programul sau găsească acolo ori de câte ori e nevoie. Consiliul Local nu că se întrunește odată sau de două ori pe lună la cerere. Consiliul Local este tot timpul și el în funcțiune. Tot timpul este. De aia zic în Consiliul Local. Consiliul Local conduce. El este legiuitorul obștii. Și atunci, foarte bine, îl pot trage la răspundere pe primar. Bun. Tot Consiliul Local răspunde și de bunurile, și de patrimoniu public, și de utilaje, și toate bunurile primăriei. Mi se pare normal să fie folosite pentru interesul unui anume candidat, pentru firma personală, nu mai evit subiectul. Cazul pe care l-am prezentat foarte bine. Unde sunt folosite utilajele primăriei? Unde este folosită mașina de serviciu a primarului în alte scopuri decât în sensul în care i-a fost încredințat? Categoric nu se poate. Atât cât este bun public, nu trebuie folosit în interesul oamenilor. În niciun caz mașinile, utilajele sau oricare bun al primăriei nu trebuie folosit în scop personal. Categoric nu. Și legea pedepsește așa ceva. Eu sper că cine va mai ajunge acum în Consiliu să țină cont de toate aceste de legea 215, care acolo stipulează clar că ei Consiliul conduce comuna, orașul și așa mai departe, municipiul și județul. Bun. Haideți să trecem pe partea de final a emisiunii. Vreau să aflu de la dumneavoastră următoarele. Ce trebuie să facă viitorul Consiliul Local și... care trebuie să fie relația dintre cele două instituții, Consiliul Local, Primărie? Domnul Voinea. Cum tot am mai zis, cred că pe parcursul emisiunii, Consiliul Local, în primul rând, trebuie să fie mesagerul cetățenilor. Și Consiliul Local, sper, în 2016, văd o echipă, un consiliu tânăr. Și dacă se va produce și acel echilibru în interiorul Consiliului, va fi un Consiliu sănătos și care va munci cu adevărat în sprijinul cetățenilor. Consilierii trebuie pus și ei la treabă. De asta spuneam că întâlnirile cu oamenii și problemele lor trebuie aduse la cunoștința consilierilor locali. Consiliul local, de fapt, este legislativ. Da? Ei aprobă sau nu proiectele, sau inițiază proiecte. Dar trebuie să aibă și o
o înțelegere și cu primarul în funcție. De mult, știți foarte bine că de multe ori dacă vii cu un proiect sau inclusiv, cum ziceați, de bunurile folosite, venisem noi la un moment dat cu un proiect cu GPS-urile când toți ceilalți din Consiliu redeau că am inițiat noi să pună GPS pe mașinile primăriei. Un lucru care, dacă vă uitați inclusiv la firmele mari, toți controlează așa. E cel mai simplu. Și carburant, și unde se deplasează. Consiliul local cu adevărat trebuie să fie, să-i fie simțită prezența în rândul oamenilor și un consilier, indiferent, cum ziceați la început, că după alegeri ne dăm mâna. Așa ar fi cel mai bine. Am spus că este o vorbă. Este o vorbă, da, da, este o vorbă. Pe care politicii când ajungem, când se ajunge la acea masă, eu vă spun sincer că de asta am și candidat în 2012 și așa am văzut. Se întâlnesc 19 oameni care văd diferit problemele sau diferite probleme ale orașului. Care în prima fază negociază funcția de viceprimar. La noi nu a fost cazul, dar cei care sunt cu un număr mai mare de consilieri, de mandat în Consiliu, da, probabil că o negociază. Ne întâlnim, discutăm, neavând experiență cum se face un proiect de hotărâre. Da? Nu știu câți din listele care sunt acolo au experiență de a întocmi un proiect de hotărâre. Da. Nu, dar cei din primărie, aparatul de specialitate a primarului, trebuie să ajute ideea acelui consilier. În momentul în care te duci cu un proiect sau o idee, că nu e bine, stă 30, 40, 50 de zile pe un birou, nu a trecut de nu știu ce comisie, trebuie ajutat. A venit omul ăla, consilierul ăla, a venit cu o problemă. Știe el ceva, a văzut ceva. Hai să-l ajutăm, stăm toți, discutăm care sunt... care este metoda de a rezolva. Dar dacă nu ești ascultat și totul depinde doar de un singur partid, sunt ferm convins și vă spun, aveți înregistrare. Dacă ajung în Consiliul Local și sunt în aceeași situație ca acum, unde să nu poți să-ți exprimi cuvântul, ideea, părerea, mai bine mă duc acasă. Degeaba, consider că degeaba aș sta 4 ani. Păi și acum de ce nu v-ați dus? De ce nu m-am dus? Pentru că am vrut să prind experiența și să încerc pot face ceva. Dar am văzut că nu se poate face decât în momentul în care acel consiliu de care zic eu, acel consiliu e echilibrat. Iar acum când văd pe listele candidaților, că sunt foarte mulți oameni tineri, care atâți oameni tineri înscriși pe liste de partid, clar, vor ceva. Nu poți manipula atâția tine. Clar, cu adevărat, vor o schimbare. Oamenii nu contează partidul de unde e. Dar, clar, oamenii își doresc această schimbare. Și trebuie să dăm la o parte ce a fost. Să mai schimbăm oamenii. Pentru că oamenii, indiferent de partide, dacă au aceleași idei, viziuni, tot la fel vor. Deci dacă sunteți în opoziție, din nou vă dați demisia. Nu, ați înțeles greșit. Nu o poziție. Am spus că în momentul în care cuvântul tău nu este luat în seamă și nu poți să faci nimic dacă vii cu un proiect și ne izbim de aceeași problemă cu un număr, un partid la putere unde opoziția nu își are rostul, de adevărat, da, mai bine acasă. Bun, hai să-l ascultăm pe domnul Preda. Da. Asta... cum vedeți viitorul Consiliului Local și care ar trebui să fie relația cu primăria și cine ar trebui să fie mai important, Consiliul Local sau primăria? Da. Hai să încep cu sfârșitul. Categoric Consiliul Local trebuie să fie mai important și este mai important. Pentru că cei consilieri, cei 19, mă refer la pașcani aleși, nu se pot și Consiliul nu se poate subordona. Dar când se întâmplă așa ceva, el se subordonează singur. Înseamnă că nu își îndeplinește menirea. Dar problema cea mai arzătoare, și asta am discutat-o noi în întâlnirea noastră la partid, este să facem într-un fel, și se poate face, să cerem socoteală primăriei, să dea lunar, să dea seama de banii public cheltuit.
ori își fac un, eu știu, un ziar local, ori un buletin, ori trebuie să găsim modalitatea de licere socoteală pentru fiecare ban cheltuit. A, și noi le cerem de vreo 3 ani, dar nu se reușim. Poate, nu se poate, domnul Mar, nu se poate așa ceva. Pentru că legea ne permite și atunci, și ce facem, ne exercităm funcțiile cu adevărat de consilier local, consiliu local, și atunci, cum ei încearcă să subjuge consiliul local de regulă, trebuie să ne exercităm și noi să înțeleagă absolut toți consilierii că nu sunt subordonați primarului. Nu sunt subordonați primarului. Și atunci trebuie să cerem socoteală pentru să afli fiecare cetățean al acestui oraș ce se întâmplă cu banii care i s-au oprit atâția ani de zile, la pensii, la asistență socială, la toate astea. Trebuie să știi și trebuie să știi ce se întâmplă cu banul local. Pentru că este un buget local, pentru că trebuie să dea socoteală. Primăria trebuie să ocupe așa ceva. Că secretariatul primăriei Pașcan nu a funcționat de câțiva ani, decât după bunul plac al fostului secretar din primărie, acum se vede. Acum culeg roadele. Nu? Și atunci, dacă noi nu cerim așa ceva, la ce să mai veni degeaba? Mai întâi totul pleacă de la bani. Și în casă și peste tot, nu? Și banul ăsta este banul tuturor cetățenilor din orașul ăsta, pentru care îi trudesc. Și atunci trebuie să folosească de el. Ani de zile n-am avut străzi, nici trotuare, nu mai știu să mai spun asta. Nu mai spun de fostul primar Crăciunescu, care are o condamnare de un an și 8 luni, a rămas definitiv, acolo urmează, mai, am aflat că mai are vreo 2 dosare. Unul sau 2 dosare, sigur mai are, pentru devalizarea primăriei. În 4 ani de zile, ce a făcut cu banul? Și apoi vin alții și vor să-i, ce să continui, ce să cu, mă refer la colegii noștri liberali. Poate s-au rupt total de metecnini ălea vechi, de meteacna care au avut-o Crăciunescu. Păi și actualul primar are dosar. Ce e cercetat pentru o fraudă? Păi nu cunosc speța, dar pe ăsta eu cert vorbesc de Crăciunescu că este condamnat, a rămas definitiv cu suspendare, are un an și 8 luni, parcă, nu? Da, nu contestă nimeni acest lucru. Sigur că da. Da. Vorbim de dosare și mai sunt vreo 30 ceva de persoane, printre care și consilieri, care și un senator, care sunt chemați pentru a da explicații legate de un prejudiciu creat la bugetul local. Aici ți-am spus, părerea mea personală este că consilierii sunt, e părerea mea personală, că sunt cercetați în mod abuziv. Dacă atunci ce fac? Cei judecătorii tribunalul contestă legea 215? Dacă îl întrebi un consilier de ce a votat așa sau de... Că sunt chemați și cei care au votat și cei care nu au votat și cei care s-au abținut. Corect. Domnul Cătălin, știți ce vreau să le spuneți foarte scurt oamenilor? Cum putem în viitor, hai să lăsăm, să spunem, trecutul atât cât este el posibil. Vreți să-l folosiți, îl folosiți ori de câte ori doriți dumneavoastră. Dar hai să ne uităm în viitor. Cum vedeți dumneavoastră și ce garanții oferiți, dacă veți ajunge să reprezentați pășcănenii în Consiliul Local, să avem o instituție care cu adevărat funcționează, care este respectată pentru rolul și scopul pentru care a fost înființată, și care este lăsată să muncească pentru cetățeni, să identifice problemele și, nu spun, împreună cu primarul, să voteze proiecte pentru comunitate și aceste proiecte să fie duse la îndeplinire. Cum vedeți dumneavoastră un viitor sănătos? Categoric, Consiliul trebuie să colaboreze cu conducerea primăriei. Nu suntem dușmani. Nu? Noi suntem cei care facem legile locale, iar trebuie să le punem aplicație, pentru asta trebuie să colaborăm, să identificăm problemele, inclusiv ei care cunosc foarte bine, că stau în instituția asta de ani de zile. Cunoaștem și noi foarte bine, dar proiectele, cum spunea și colegul meu, dacă ți se pune pumnul în gură și nu poți discuta, nu poți să-ți exerciți funcția că ești minoritar ca număr în, acolo, nu este bine. Atunci un consiliu nu este funcțional și dacă fac... Ei iau decizii, s-au văzut. Când au luat decizii, că au greșit. De aia sunt și chemați unde sunt chemați. Ce trebuie să facem? Să ne exercităm funcții conform legii. Nu trebuie să ne intimidăm. Nu trebuie să fie frică de nimeni decât de Dumnezeu. De aia suntem aleși acolo. De aia suntem trimiși acolo. De cei care ne aleg. Cei care vor alinge acolo trebuie să exercite cu adevărat funcția conform legii. Să citească legea. Că îi apără legea. Îi apără și ei trebuie să apere pășcăneni să-i ajute. Obște asta, trebuie să facem ceva, să... Hai să împingem carul, să... Că tare s-o mai poticnit în ultimii 27 de ani. Am înțeles. Domnul Voinea, dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Garanții, sunteți conștient că nimeni nu poate da o garanție.
Nu suntem la o licitație în care să punem o sumă de bani garanții. Dar putea să-și pună consilierii demisiile în alb? Da. Inclusiv renunțarea la partid. Nu știu. Inclusiv primar. De ce? Demisional. Dacă nu își îndeplinește atribuțiile, promisiunile pe care le face. Și la cât timp să fiți judecați? Eu cred că un legislativ într-un an de zile poate da dovadă dacă măcar începe din ceea ce a promis. Sunt multe proiecte care sunt de durată, inclusiv cu licitații, perioada, scoaterea PSA, contestații, sunt de durată. Nu se pot face într-o lună sau două, dar un an de zile măcar să vezi începutul promisiunilor făcute de primar sau de consiliul local, se poate vedea. Și de ce nu? Da, să-și pună demisia în alb, să vină alții, să vină următorii care vor să facă sau pot duce la îndeplinire și sunt competenți. Dar se poate funcționa inclusiv nu de multe ori tot am mai zis, și consiliul local ar trebui să aibă juristul lui. Sunt probleme pe care juridice pe care le cunoaștem sau nu le cunoaștem. Știm cum să acționăm sau nu știm. Consiliul local sunt acei 19 consilieri care vin, dar nu toți sunt pe... N-ai cum să fii bun la toate. Dar în primul rând am zis, trebuie să ajuns acolo, trebuie să fii om. Pentru că nimeni nu va moșteni veșnic această funcție de consilier sau primar. Și acțiunile pe care noi le facem în Consiliu, la un moment dat se pot răsfrânge asupra noastră. De asta zic că trebuie să gândim, să lăsăm la o parte, dacă este cazul de comenzi politice, de influențe, de dorința cuiva, trebuie doar să fie dorința noastră ca oameni și să gândim noi ca și cetățeni. Că până la urmă, consilier local, ai o responsabilitate și ai pe umerii tăi niște oameni care ți-au acordat încrederea că vei face, îi vei reprezenta. Și de asta zic că nu ar trebui să se facă grupuri, grupulețe. Toți trebuie să lucrăm pentru acest oraș. Dacă vrem să-l vedem un oraș, și Pașcanul, asta este punctul meu de vedere, are potențial, se poate dezvolta, este un oraș frumos și un oraș care poate promite și poate se poate dezvolta frumos. Da, foarte scurt, 30 de secunde. Spuneți-mi ce trebuie să reprezinte pentru, ce trebuie să știe omul când merge la vot, din punctul nostru de vedere, acum, aceste alegeri din luna iunie 2016. Domnul Preda. Chiar dorim acest lucru ca cetățenii care merg pe 5 iunie la vot să știe că este timpul să mai se schimbi. Să mai schimbi în bine vremurile astea ale orașului prin a alege oameni cu dragoste și cu respect pentru orașul ăsta, oameni onești. Și să știe cetățenii să ceară socoteală pe cei care, de la cei care i-a trimis să-i reprezinte. Și noi, consilierii, cei care vor fi aleși, să stea la dispoziția cetățeanului prin birourile celea care vorbeam, prin asigurarea unor întâlniri permanente să aibă cetățeanul cu consilierul, cu cei care i-a trimis. Permanente trebuie. Domnul Voinea? Eu îmi doresc ca pe 5 iunie în număr cât mai mare cetățenii să iasă să-și exprime dorința de vot, să-și exprime votul. Să nu mai fie decisă, soarta Pașcanului trebuie decisă de toți cetățenii cu drept de vot și să acorde votul celor care cred că îi pot reprezenta în primărie și în Consiliul Local, prin candidații lor, la primărie, la Consiliul Local. Iar ei trebuie să
Trebuie să mai schimbăm o leacă macazul, cum pe românești. S-a văzut ce s-a putut face până acum. Se putea mai mult, se putea mai puțin, dar cred că este momentul ca Pașcaniu să intre într-o altă etapă, într-o etapă de dezvoltare, de creare, de zone industriale, să se dezvolte. Pentru că ați văzut orașe cum se extind marginile, tot se duc. De ce n-am vedea și noi că Pașcaniu ajunge până la graniță cu Moțca, nu știu, cu case, blocuri, să văd un bloc, că se construiesc blocuri. Odată ce se construiesc deja blocuri, înseamnă locuri de muncă, înseamnă că oamenii își permit. Nu vedeți cum Pașcan majoritatea renunță la bloc și se duc la țară. Pământul le dă sursa de mâncare de zi cu zi. Trebuie să evoluăm. Și o evoluție se poate vedea. Și prin oamenii care au condus până acum, cu viziunile și ideile lor. Până acum am văzut ideile și viziunile. Cred că ar trebui să mai schimbăm o leacă. Să mergem o leacă și noi cu gândul spre Occident și spre țările care au reușit și orașele din România care s-au dezvoltat și au putut prinde un contur frumos. Nu numai blocul gri. Da, ne oprim aici. Mulțumesc invitaților, ne mulțumim și telespectatorilor noștri. Ne revedem mâine seară cu candidații pentru Consiliul Local la Târgu Frumos. Mai avem dezbateri cu candidații pentru Consiliul Local Pașcani, încă 3. Asemenea întâlniri, fie vom face de așa natură încât fiecare reprezentant al partidului să se întâlnească cu ceilalți. O seară bună! Mulțumesc.